problemă, nu e vorba doar de citere, în general de instituții de învățământ, adunarea pentru fondul clasă, bani pentru una, pentru alta, cum stați la această categorie și ce nu-și poate permite liceul încât trebuie să adune părinții? Deci, astăzi, ceea ce ține de fondul clasă în instituția noastră este interzis. Deci nu avem așa noțiune de mulți ani deja. E interzis sau chiar sau doar interzis și ea oricum se practică paralel? Eu am interzis categoric, prin ordin, și am rugat și președinții comitetelor părintești, anual ne întâlnim cu președinții comitetelor părintești și eu le-am zis categoric, instituția astăzi poate să-și permită orice. Dar dacă vine comitetul părintești și zice, uitați-vă, nu, perdelile acestea nu prea ne plac. Și noi am dorit ceva nou. Eu mă uit și spun, păi, normal, ei sunt bine. Uitați-vă, noi ne asumăm și dorim foarte tare. Sau noi dorim, iată, nu ne place, vrem să construim un dulap, copiii să aibă unii să-și pune lucrurile lor, care nu e atât de necesar, să zicem, pentru noi ca școală, dar părinții consideră că da. Atunci ei vin cu investiții. Dar tot timpul am venit cu ideea. Nu trebuie să impunem aceasta. Dorește cineva să facă o binefacere, poftim, o faceți, nu prin bani, dar pentru un obiect concret, doriți să faceți o donație, ați făcut-o. Dar nici într-un caz să nu fie așa că lista, cine a dat, cine n-a dat, categoric s-a interzis lucrul acesta.